Salutare, este vineri, sunteți la Life Couch, iar pe Life Couch este Paul Ipate, alături de mine. Salutare, salutare, Paul. Hai să vorbim despre flori, filme, fete sau băieți, care va avea a 100-a reprezentație în decembrie. O să fie în decembrie, dar avem și acum pe 11, dar în decembrie o să fie a 100-a reprezentație. Noi deja facem glume, bancuri pe seama noastră că o să ajungem bătrâni și o să jucăm tot puși de 16 ani, 17 ani, că de acolo pleacă perioada personajelor și mai avem momente când, de exemplu, avem filmări și trebuie să ne lăsăm barbă. Da. Eu la spectacolul ăsta mă bărbierez tot timpul, că zic, bă, nu pot să mă bărbierez. Normal, normal. Da. Dar sunt momente în care n-avem cum, nici eu, nici ale colegul meu, și venim așa cu barbă și jucăm, suntem stingheri, așa, ne și rușine că am jucăm așa, măi, da. De cât timp jucați piesa? Eu jucăm de vreo 7 ani. Mamă, bănuiesc că între timp s-au schimbat foarte multe în viețile voastre. S-au schimbat foarte multe și s-au schimbat inclusiv în piesă, pentru că ne-am așezat atât de bine în text și în personaje, încât mai și improvizăm, pentru că ne mai și plictisim din când în când. Și zic, hai mă, să mai schimbăm ceva și noi, că nu mai pot. Dar piesa e foarte faină și are același succes de fiecare dată. Acum ești în turneu și cu Cum se face. Da, sunt cu Strunilă, piesa lui Strunilă se numește Cum se face. Eu am intrat acum de curând și e un text, nu știu, băiatul ăsta chiar e foarte talentat, Strunilă, a scris atât de bine și are succes oriunde am merge cu el. Și e mișto că e din zona noastră povestea, adică le dăm oamenilor din culisele meseriei noastre. În ce alte piese de teatru te mai vedem? Și în ce teatre, în ce locuri? Păi așa, Flor Fete am spus că este se joacă la Godot. Cum se face? Noi l-am jucat în București la Moulin Rouge, la Bordello, în centru vechi. Mai am asta, Indianul vrea în Bronx, dar pentru că este tot teatru independent, îl jucăm prin tot felul de locuri. L-am jucat acum în festival la Arcub și căutăm în continuare locuri. Când joc, eu anunț, spun pe Facebook și spun și locația. Și cam atât deocamdată. Lucrez acum la o altă piesă cu Strunilă, trebuie să scrie textul, se numește În cer. Și e vorba despre un proces care se întâmplă în cer. În cer. Da, chiar în cer. Proces, adică judecata de apoi. Judecata, da, dar într-un stil foarte funny, marca Octavian Strunilă. Adică e scrisă tot de el. E scrisă tot de el și mai are puțin, el vrea să-l depună la un ITER, că e un concurs, și vedem după aia. Până un altă, dacă îl scrie mai devreme și nu avem noi răbdare, îi dăm drumul și îl facem. Vedem după aia unde îl jucăm. Să trecem la film. Ai jucat de curând în 2,60 lei. Da. E un film care încă nu s-a lansat. Când se va lansa? Nu știu exact când o să se lanseze. Noi avem o proiecție privată cu el acum în noiembrie. Ne întâlnim doar echipa să-l vedem. Nu știu ce vrea să facă mai departe. Bănuiesc că vrea să-l ducă la tot felul de festivaluri. Camelia Popa este regizoare. Este după o poveste reală. Acest băiat chiar a existat. Și este și după un studiu pe care l-au făcut, în sensul că foarte mulți dintre deținuți își doresc să se schimbe și își doresc să se reintegreze în societate, numai că societatea îi refuză de fiecare dată și atunci cum e un cerc vicios, cumva ei nu au unde să se întoarcă decât tot acolo. Și apropo de piese scrise, tocmai am aflat, cred că în premieră, că tu și când ți-ai scris am o piesă? Am mai zis treaba asta pe aici, pe acolo, nu am dezvoltat foarte tare. Da, am apucat de muzică, că n-aveam suficient timp. Și am câteva piese compuse, mă tot joc și cochetez cu zona asta, dar sunt destul de timid și nu prea am curaj să-i dau drumul. Acum... Dar am înțeles că astăzi îi dai drumul cred pe că YouTube. Pun astăzi o piesă, o arunc așa. Să și ne-o dai și nouă să o punem pe fundal la emisiune. O să vă dau o părticică, da. Spune-mi care este ciudățenia ta. Fiecare om are o ciudățenie, o nebunie, un lucru cu care își impresionează prietenii, în mod pozitiv sau negativ. Ăsta e ăla care face aia, știi? Băi, nu știu cum... ciudățenii așa, am multe guilty pleasure-uri din astea.
Îmi place, de exemplu, știu că lumea crede că eu mă uit la filme foarte bune și mă uit și la filme foarte bune, că trebuie să mă documentez, dar îmi place foarte mult să mă uit la niște filme de-astea proaste. Gen cu Van Damme, gen Transformers, X-Men, de-astea cu supereroi. Bă, dar îmi plac de mor, mă liniștesc atât de tare și uit de toate. Când mă uit la un film de ăsta, mă spală așa pe creier și mă liniștește. Îți plac filmele cu supereroi, dar ai fost vreodată supererou? Ai avut vreodată ocazia? Am fost supererou de multe ori. Mie în facultate mi se zicea justițiarul. Pentru că nu suportam nedreptățile, în facultate eram și mai isteric, așa, foarte coleric. Și interveneam, mă duceam, mă băteam cu hoții, fugeam. Pe bune? Da. Și acum, ultima oară, am fost supererou pe DN, în Otopeni, când în fața mea a ieșit o mașină de pe o stradă perpendiculară și s-a urcat efectiv cu roțile pe o mașină din fața mea și l-a accidentat rău, adică da. Noroc că era o viteză mică. Și omul ăsta care a fost accidentat a oprit, numai că doamna care s-a urcat la accident a fugit. Zic, mă, pe cum adică, pe ce facem? Pac, am băgat a treia, am tăiat-o după aia, am tras mașina, am oprit, am fix așa, am tras în fața ei, am oprit, m-am dat jos, zic, doamnă, cum puteți să fugiți de la locul accidentului? Și ea nu știa, păi ce s-a întâmplat? Și păi cum ați intrat în omul ăla? Cum? În cine? Zic, a, doamne, cum nu se poate să nu fi simțit că v-a urducat acolo în mașină și v-ați urcat pe om? A venit și domnul, haideți, mergem repede la poliție, sunteți martor că a fugit. Hai, domnule, că am treabă, lasă-mă în pace. Vă descurcați de acum. Dar m-am simțit așa. Te-ai simțit, nu? Sigur că da, păi simțul civic.